Iarăși, a să vă cer ajutorul, pentru că voi sunteți mulți și puternici și ați putea să-mi întindeți o mână de ajutor. Am descoperit pe Instagram o rețea de socializare pe care eu nu-s activ, nu postez nici de multă vreme. Am descoperit un cont care se cheamă așa. Se cheamă Lumina MD și are 1590 de oameni care îl urmăresc sau o urmăresc sau hren pe mie și animală de om poate să facă asta. Să furi poze de la Nata din Instagram cu fetele Natii care le-au trimis la școală, să furi poze din arhiva mea, să le posteze scrii texte absolut patetici pe care eu nu le-am scris sau să posteze chestii pe care eu le postez pe Lumina, care n-au și cătat pe Instagram. Nu poți posta chestii politice de actualitate pe Instagram, așa cum faci asta pe Facebook, pe pagină specializată în asta. Și asta doare foarte tare. Dar, și aici nu doare, îi să vă rog, să vă îndemn foarte mult. Dacă cumva sunteți printre nenorocoșii care au dat follow la pagina asta, dați vă rog un unfollow și mai faceți un ghine, dați vă rog un report pentru impersonating liciunosti care nu ești tu sau cum asta se cheamă pe Instagram. Vă mulțumesc anticipat și presupun că putem admite că o asemenea pagină ar putea mai aproape de 2018, de alegerile din 2018 sau cu vreo ocazie mai specială să posteze niște căcaturi așa încât oamenii care o urmăresc și cred că asta e Lumina și asta e Andrei Bolocan zică: wow, așa ceva tu postez? Nu m-am așteptat. Și bam, un minus la imaginea mea, da? Neașteptat. Dar cine știe, poate e vreun fan care mă iubește atât de tare încât n-are creier și fură poză și postează mesaje absolut patetice. Eu am mare încredere în voi și vreau să cred că voi, înainte de a crede, cercetați. Cum am mai zis, continuăm prietenia. Dacă mai vedeți impostori, câte un ghiont, câte un report și vă mulțumesc. Bye, bye!